Răceala comună este produsă de peste 100 de virusuri. Asta explică de ce nu există un vaccin eficient și de ce ne îmbolnăvim de mai multe ori pe an. Schimbarea constantă a vremii favorizează apariția bolilor respiratorii. A venit sezonul rece, dar nu a venit singur. A venit și cu viroze respiratorii, răceli și în curând va apare și gripa. Viroza respiratorie cea mai severă. Categoriile afectate mai frecvent sunt copiii, în special sugarii, bătrâni, și bolnavii cronici. Una din cauze ar fi variațiile foarte mari de temperatură care au fost în ultima vreme. Pentru a vă feri de astfel de probleme, medicii au câteva recomandări ușor de respectat de către oricine. Să facem profilaxia gripei cu vaccinul antigripal, în special la categoriile de risc, copii, gravide, vârstnici și bolnavi cronici. Să tratăm simptomatic aceste viroze și nu cu antibiotice. Antibioticul fiind recomandat doar de către medic și în cazurile suprainfectate de viroze respiratorii, să ne ferim de aglomerații, mai ales în condițiile unei viroze ușoare, pentru a nu se complica. Iar copiii mici cu răceli banale și cu viroze respiratorii, dacă este posibil, părinții să-i țină acasă, să nu-i ducă în colectivități. Pe lângă tratamentul prescris de medic, fructele și legumele au un rol important atât pentru vindecarea cât și pentru prevenirea virozelor. Este bine să consumați alimente bogate în beta-caroten, vitamina C și zinc. Când vine vorba de precauție sau tratament, fiecare persoană are metodele proprii. Eu tratament să fac, paracetamol, mai iau pliculețe de la Teraflu, mai merg și la medic, mai iau și de la farmacie. Pe răceală de gripă mă feresc așa, cu ceaiuri, cu medicamente mai puțin. Prin urmare, nu încercați să vă tratați singur și după ureche, apelați cu încredere la specialiști, chiar și în cazul simptomelor unei banale răceli.